Ce am mutat? Ce am mutat? Acolo. Ha. Ah, hai. Da. Dar ei n-au luat acolo. Eu nu știu ce am luat. M-a votat una dintre ei, da? Adică, pe hai bune, nici mă. Nu mă deranja nimic. A lui, pentru că el susținea. Adică, știi? Și aici are... Eu cred că dacă aș greși, dacă m-aș pune într-o relație și aș greși foarte puțin. Nu știu, poate chestii minore, m-ar umili pe TV. Eu mă duc să iau cafeaua. Asta văd eu. Oricum ești un caracter foarte tare. Nu am... Am nevoie de un băiat foarte milos. Să fie iubibil, să fie respectos, nu știu, să mă... Da, dar nici să faci tu ceea ce... Uite, nu, mie, nu vreau, dar nu vreau. Nu-mi place să am un ăla să trebuie să pună. Da, dar trebuie să știi ce că... Ce din el, înțeleg? Da. Apoi, păi ce am? Stai mă aici, pune-te aici, păi ce, da, Ana, dar trebuie să știe în public să-ți un respecte moale, în iubita. Da, asta da, e normal. Ori, și ca femeie și ca bărbat, pentru că sunt și femei care nu știu să-și respecte iubiții. Gen, eu am întâlnit, oricum. Da, și care îi denigrează la modul total, înțelegi? Stai persoane. Să pare o femeie că sunt eu aia șmecheră și acasă... Stai liniștită că... Treci, a, nu, știi? Nu. Mai sunt și asta, nu, dar... Nu, respectul, mă refer să știm ce scoatem din casă, ce nu scoatem din casă. Uite, Livian și Bianca. Pentru mine au fost un exemplu, pe bune. Da. Da, de-aia s-au dispărțit. Bine. Dar de ce s-au? Da, dar au scos ceva lucruri murdare din... Că eu sunt sigur nu, că să sunt greșeli în interior. Nu s-au certat în public, nu s-au spălat lucrurile în public. Dar uite că caracterul... Da. Eu înțeleg ce zici. Bine, j-ador când a zis din prima că nu am dormit și a venit acolo la mine, că zic, mi-era să-l văd și să mă vadă. Și încă am mesajele. Și așa cum a fost situația și știu, o România întreagă. A venit acum la hotel să te vadă, înainte să plece? Nu, contează, nu. Nu acum, când ne-am văzut noi, mai de mult. Vreau să-mi arate cum e cu adevărat. Eu am zis că vreau să o cunosc, nimic altceva. Dar asta încerc să spun. Nu neapărat ce ține de tine, comportamentul unora din emisiune nu o să se schimbe după discuție. Că vreau eu sau că vrei tu. Asta e lucru. Asta vreau să zic. Ideea e că fetele se schimbă sau și băieții. Bărbătești. Adică... Se schimbă și devin cum vrei tu doar atunci când intri într-o relație cu ei. Știi? Când e relația oficială. Până atunci toată lumea se joacă, toată lumea se nu știu ce. Face scheme, fantasy. Eu n-am vrea nicio problemă. Asta mă deranjează. Că lumea a înțeles sau vrea să se înțeleagă că eu sunt agitat când dansează, mai văzut pe mine agitat. E greu. Ai tu grijă să nu cazi cu aia. Dar m-ai săturat tu cu de ochiul tău, e cădea deja. De ochi? Aia, ai o răclat ce botine ai. E adevărat. Ce faci cu pantofii? Are cotă mică de tot. Aia-s de treabă. E adevărat. Mă, că trebuie să-ți fii văzut fața ta, cum citeai tu sus. Era un răutăcios. Așa am zis eu? Așa au spus cu fața ta. Nu, mă uitam și mă gândeam doar la altceva. Doamne, ce îndrăgostit ești, dar pielea n-o cucerește așa. Nu. E foarte supărată. O zis că ești copia lui Jador, cum te comporți. Poate intră altă fată în casă. S-o spus așa sub nas. Cine știe. Poate avem mai mult noroc. Mamă, Mariana, acum te-ai dat cu parfum. Acum te-ai dat. Cred că trebuie să treacă mai mult timp în casă ca să ne acomodăm puțin unii cu alții. Adică, la ce te referi? Păi nu, că într-o discuție. Să înțelegem ce vrea fiecare sau dacă vrea cineva ceva. Nu neapărat eu cu ela. În general vorbim. Știu ce zic. Cum a venit și băiatul la Jenny ieri și el voia să stea cu tine. Da. Și a văzut cum stă treaba și s-a retras. E iurea situație. Dumneavoastră cred că plângi și tu. Dumneavoastră cred că te parcă am dat drumul la robinet, așa plângem. Mă uitam la ea și... Sau cum m-a întrebat Andreea, știi? Ce s-a întâmplat? Bă, nu puteam să scot cuvintele pe gură. Dar îi fac rău și ei dacă... Dacă vrei să mai rămâi. Bă, nu-s cu tine, dar stau cu tine, știi? Adică nu-i bine să fac așa. Și eu e conștientă că am vorbit. Îi fac și ei rău. E rău. Păi băiatul face primul pas, băiatul drege. Băi, fraților, unde suntem cu băiatul face primul pas? Păi ce stăm la dans? Trebuie să faceți primul pas, dar na, trebuie să facem da, și noi. Dar ce înseamnă primul pas ce la voi? De noi? Ce înseamnă la voi primul pas? Atenția. Păi și? Unde n-a fost atenție în primele 2-3 zile? Eu nu te critic nici pe tine, nici pe acum. Eu vorbesc la general. De asta spun. Tu știi ce ai de făcut. Eu știu ce am de făcut. Foarte da. Bine. Asta e motivul pentru care m-am despărțit și de fosta mea. Da, nici mie nu-mi place. Nu-mi plac astea. A, tu nu stai cu prietenul tot, scuze-mă, te întreb. Ia zis și eu. Păi m-am dus să-l salut și e prea conectat. Măi, Filip, măi, profită de ocazie. Filip! Abia m-a salutat, ce să fac? Să mă să-l trag de mânecă, hei? Nu, e vina mea, Ligi, e vina mea. Dar nu e o problemă, le explicam oamenilor, că mă întrebau că de ce nu mă duc la el. Și am zis de ce. Că e prea conectat și abia m-a salutat. Acum nu pot să îl scot dintr-o discuție. Dacă el simte să vorbească, poate să vorbească. Vorbeam cu el că te descărca la mine. Nu e nicio problemă, asta spune, e nicio problemă.
Nu te supăra, am tu Luigi pe el. Dar chiar nu sunt supărată, chiar nu sunt supărată. Nu cred că e supărată, du-te la el. Vă spun să fii bine. Mai în cameră, părtă. Bine, eu spun să vorbești cred, dacă vreți. Am vorbit. Dar nu mă deranjează. Am zis, zic, dar poate, aseară vorbeam, zic, bă, dar poate vor mai veni fete, poate, uite, vine Berna, nu mă interesează de alte fete, nu știu ce, nu mi-asociez imaginea cu oricine, nu știu ce. Adică am și eu niște semne de întrebare, dar nu vin să le vorbesc aici. Chiar nu știu ce. Toate chestiile astea. Nu la valiera aici. Unde se era? Da, și îmi cade de pe asta mereu. Supărat Andreea. Păi asta îmi spunea mie, că eu am vrăjeală. El asta spunea mie, eu n-am vrăjeală. Merge mintea, merg rotițele. Nu înseamnă că dacă merg rotițele, ai vrăjeală. Părea mea vrăjeală înseamnă să copiez pe unul și pe altul când tu nu ești în stare să scoți două vorbe ale tale. Să n-ai personalitate, atunci n-ai personalitate. Ai vrăjeală în tine. Asta da. Mi se pare mie vrăjeală. Eu așa o cataloghez, nu știu. Oamenii care copiază și fac gesturi ca să știu eu ce, da, sunt fără personalitate. Da, ai că unul că dansează și face ceva, hai să fac și eu. Nu sunt oamenii sunt fără așa. Personalitate. Nu da. Sunt așa, nu fac. Nu fac. Gen acum aș putea să fiu fals, să fiu cum ea își dorește. Să par un cățeluș, nu știu ce pe aici și să fie ok, știi, după. Nu vreau, de ce? Dacă vrei să mă place, mă place așa cum sunt. Bine, eu sunt convinsă că tu ai putea să fii acel cățeluș fictiv. Momentul în care oferă și ea ce trebuie. Clar că te duci după ea, evident. Dar ce, a o fost vreodată problema să zică ea sau să își manifeste ea interesul de a mă duce și nu m-am dus sau să fac un gest și nu l-am făcut, îl fac cu mare drag, n-am nicio problemă. Da, oprică, păi te duci tu în locul lui azi. La război? Te duci tu la război. Se duc bombardieri, oprică la război. Fiți mai atenți cu o femeie, mă. O femeie are nevoie de... Dar nu atenția, nu-ți mai... Dar nu... Femeile, să le curtați, frate. Să le curtați. Sunteți bărbați. Să mă duc eu la el. Ce bărbați sunteți, da. Bune, pe bune. Bărbatul, da, stă mai mult în oglindă ca mine, tu ești. Dar ce bărbat ăștia, frate, mă ia de la stomat. Dar stai mai mult în baie și în oglindă ca mine. Dar unde-i bărbatul ăla care se ducea la război? Ăla-i bărbat. Oprică, ce ai, mă? E bărbat ea în locul vostru. Gohom, oprică! Păi, da, nu mai... Ăștia, tata-i bărbat adevărat. Nu mai sunt bărbați din ăștia. Da, nu... Mă gândesc că tata meu, mereu am un exemplu. Eu nu zic că sunt bărbați. Hai să nu. Da, hai să nu fiți aceeași. Da. Dar majoritatea sunteți da. Doar zâmbeți. Bă, tata mi-a zis. Uitați doar zâmurați. Hai să vezi ce hate-ul mi-a uitat. Nu uită, nu uită da, să ducă o floare spun ce am discus. Unei femei. Băi, mă, nu mă simt deloc. Așa că... Mai au pretenții noi să fim femei. Dar cum să fiu femeie dacă voi nu mai sunteți bărbați? Cum pot să mai fiu eu femeie? M-a luat de la stomac, cum mai pot. A luat-o de la stomac. Mă ia cu căldură. Da, vor să fim femei, cum să nu? Vai. Ia. Nu, deci eu nu mă refer la voi, eu am problema mea. Te duci tu la război, nu? Cum să fiu femeie dacă... M-am repetat mai devreme, nu mă refer la ce se întâmplă aici în emisiunii. Nu, nu! Eu am problema mea, experiența mea de viață. Adevărat! Și vreau să spun așa. Adevărat! Unde-s bărbatul de-a Oprică, vorbea ipotetic, nu? Despre da. Tine zice. Andreea caută bărbatul ăsta vorbesc... Mariana. Nu, asta e părerea mea. Am luat toți bărbații în aceeași oală, dar majoritatea bărbaților, jur, nu stau mai mult în oglindă ca o femeie, da. Da, femeile care se calce, se spele, să astea unde sunt. Aici, greșit, da? Aici. Ok. Și unii se plâng că femeile nu mai sunt feminine și nu mai sunt femei. Păi de ce nu mai sunt femei? De ce? Că nu mai sunt bărbați. De asta. Mă ia de la stoc. Băi, Andreea. Băi, Febra. Oprică, la cine te referi? La am tine. Avut eu o discuție, nu mă refer la voi, Marius. Am avut eu o discuție cu cineva. Fiecare femeie are tipologia ei de bărbat pe care și-l dorește și asta nu... Da, nu mai știți să cuceriți, fraților. Da. Lasă, frate, adevărat! Nu mai
implementați atitudinea asta și aroganța asta, că nu știu cum, dar o dați prost, credeți-mă. Mă, dar la cine, faci referire? Că te referi la cineva, opri, că te referi la Cătălin, spune-i. Mare, ia zic că tu, ia zic. Eu nu mă simt, am cucerit o femeie pe aici. Dar simți cineva? Da, mă refer la cineva și... Mă refer și la general, așa, Cătălin, în viața de zi cu zi, da? De vreme, nu mai sunt bărbați de altă dată, hai să nu ne mai, mai dormim Ela. Cu noi. Oprică! Da, bărbatul ăla cu care singură, tu vorbești, ia așa. Mamă, de ce sunt singură? Uite, de asta sunt singură, frate, că nu mai sunt bărbat. Acum Ela trebuie să fie cu gura până la urechi. Așteptam. Ela! Da. Încearcă să vorbești tu, nu mai lăsa oamenii să vorbească pentru tine. Tu la mișcă ești copil câteodată. Faci de ambiție, mă, și ea. Da, termină odată. Da, să ambiție, da, eu cred că nu e copil. Este. Așa cum pare. Mai sunt copil. E. Este un copil drăguț. Da, e frumos să fii copil. Lasă-o, Andreea, să vorbească cu ea, că da, pozează așa copil. Andreea. Când te simte iubită, ce e greșit? Lasă-o să vorbească că nu ești mamă sa. Ba, sunt mama, la cine vreau eu. Ai vorbit mai mult decât ea. Cum? Vezi cum mă iau de tine acum, dacă... Altă treabă nu-i mai avea și tot decât să te iei de mine. Ce hai, mamă, dacă ți-o cauți. Nu mi-o cauți și nu ți-o caută nimeni. Go home! Dar chiar nu go home deloc, uite aici stau. Da. Zi! Da, eu vreau să stau. Ce vrei să spun? Că vreau să plec, mai, nu? E, ultim momentan nu vreau să plec, vreau să stau. Nu simți nevoie. Când o să vreau să plec, o să plec direct. Ai venit lângă mine că e Filip lângă Andreea? Nu, nu. Ce tare. Abla cum e. Da, mă, că glumesc, mă, nici. Haideți, pasă. Fără chestii interpretabile în casă. Iartă-mă, Marius. Îmi vine să par scot. Mai! Unde e bărbatul care bate cu pumnul mare, măi? Eu bărbatul ăla-l vreau. Bate-ți cu pumnul. Bă, la cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Unde? Bărbat de ăla vreau, care bate cu pumnul masă. Nu, ca ești bărbat de supat. Ela, nu te mai măscări. Haide și vorbești. Dar deja sunt ca și copii. Dar stai și vorbești. Bravo, Andreea. Bravo, Andreea. Cătălin, tot încearcă să forțeze un pic nota, ca și cum, vai, ce am avut eu cu el, dar mai mult de 3-4 discuții pe hol timp de 5-10 minute nu am avut.